Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare meteo de ploi, lapoviță și ninsori în vigoare timp de două zile. La munte se va depune strat nou de zăpadă. Astfel, de astăzi și până joi seara vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare în nordul și centrul Moldovei și mixte în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, și în sudul și estul Transilvaniei. În Carpații Oriental și Meridional va ninge local moderat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă. Vor fi intensificări ale vântului cu rafale în general de 40-50 de km la oră în estul, sud-estul țării și la munte, iar în cursul zilei de astăzi și în vest. De joi, temperaturile încep să crească și vor ajunge în jurul celor normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi de 11-12 grade, iar cele minime de 1-2 grade.